Salut, bine ai venit! Dacă cauți o persoană cu experiență cu care să lucrezi, să îți creezi un magazin virtual, o adevărată afacere folosind internetul prin magazine virtuale sau ai deja un magazin virtual și vrei să-l duci la următorul nivel, ești în locul potrivit și urmărești video potrivit. Salut, sunt Bogdan Ilie și vreau să-ți răspund în acest scurt video la o întrebare. O întrebare care, cred eu, ți-o pui și tu în momentul de față. Întrebarea ar fi asta. De ce să lucrezi cu mine când pe piață sunt sute și sute de firme de web design, sunt mii poate de freelanceri și sunt atâtea unelte pe internet cu care poți să îți faci chiar tu singur sau singură un magazin online? Este o întrebare excelentă și o întrebare pe care și eu mi-o pun de fiecare dată când intru pe un website și doresc să iau un serviciu sau un produs de acolo. De-a lungul timpului am identificat 21 de lucruri, spun eu, importante pe care orice proprietar de afacere care vrea să-și pună afacerea pe internet și să se dezvolte prin magazine virtuale ar trebui să le știe înainte să se apuce de a dezvolta acest business. Îți ofer gratuit aceste lucruri într-un e-book pe care îl găsești pe această pagină. Dă scroll mai jos sub acest video și descarcă-ți e-book-ul gratuit. Pe lângă asta, a doua zi după ce vei citi e-book-ul, am să-ți trimit unul dintre cele mai mari secrete și una dintre cauzele principale pentru care marea majoritate a afacerilor și a antreprenorilor care își deschid afaceri pe internet falimentează chiar din primul an de activitate. De ce? Vei primi acest secret pe e-mail de la mine. Este practic detaliul și discuția pe care o deschid cu fiecare proprietar de afacere, cu fiecare partener, să spunem. Asta este primul secret pe care e necesar să îl înțelegi, să-ți dai seama că nu e nevoie doar de un website care să aranjezi produsele, este extrem de necesar acel website, dar nu e suficient pentru a avea succes. Te las acum să urmărești informațiile de pe această pagină, să citești, să-ți descarci e-book-ul și aștept să ne auzim la telefon și să lucrăm împreună.